A fost scandal la ședința Urgoș, totul a pornit de la faptul că Ionel Iapriescu a lăudat primarii care au pierdut alegerile, fără să îi laude și pe cei care au câștigat. A fost, bănesc că faceți referire la ședința de săptămâna trecută, o ședință organizatorică. Sunt ședințele de Consiliu de Comitet de Conducere. Sunt ședințe cu caracter bilunar. Era prima ședință după alegeri. Ce s-a întâmplat în ședință? Au fost doi colegi care au fost nemulțumiți, ca să spun așa. Sunt chestiuni normale într-o echipă mare. Noi, Aur Gol, suntem deja o echipă mare. Sunt și foarte mulți oameni noi. Odată cu alegerile din 9 iunie a fost un val de veniri în Aur Gol. Și sunt chestiuni normale. Cei doi candidați câștigători, respectiv Radu Bârdăcel și Ion Budilică, au reproșat coordonatorului Aur Gorj că nu au primit sprijinul necesar, iar coordonatorul filielei județene s-a apucat să-i laude pe cei care au pierdut alegerile pentru rezultatele obținute și nu pe cei trei membri ai partidului care au fost aleși la Stejari, Stoina și Căpreni, ceea ce a stârnit revoltă în sală. Asta este atitudinea dumneavoastră și n-ai ce ceri la ora asta. Dacă așa a văzut-o dumneavoastră atunci... Am văzut că ați spus că nu este un lider asumat și nu ați fost sprijiniți pe deplin. Adică ați dus o bătălie mai mult singuri. Nu că n-am fost ajutat, că nu avea cu ce să ne ajute. Adică a venit odată din comună, dar a venit așa cu... Na, că a fost alte împrejurări de a ajuns la mine, că așa nu ajungea, că la mulți colegi n-a fost, dar problema a fost că m-a deranjat în ședință, s-a apucat să aduc laude la anumite OAT-uri care n-au ieșit decât săraci cu 2-3 consilieri, dar asta a fost conjunctura. Iar noi care am ieșit primar, nici nu ne-a pronunțat numele. Deci a lăudat alte persoane din alte partide, iar dumneavoastră care ați adus o reușită partidului, nu. Deci nici nu ne-a pronunțat numele. Cel puțin la comunele astea 3 care am fost câștigători la primar, nici nu ne-a pronunțat numele. Deci nu vi se pare o atitudine corespunzătoare? Păi nu ți se pare, din moment ce vrei să feliciți sau vrei să mulțumești, prima dată consider că trebuie să le mulțumești alora care sunt câștigători, nu? Candidatul la primăria Stejar susține că nu există o comunicare strânsă, iar înainte de campania electorală s-a discutat cu conducerea partidului doar în mediul online. Dar din moment ce vii cu 2-3 comune să le pronunț numele, sau 5, care n-au ieșit câștigători, și pe noi să nici nu ne cunoști, nu mi se pare un gest frumos din partea mei. Credeți că era mai apropiat de acele persoane? Și acesta ar fi fost motivul? Nu mă pot pronunța. Nu mă pot pronunța. Bănuiesc că din moment ce... Într-adevăr, și doamna Ionelia a spus că nu a putut ajunge în toate localitățile, deoarece s-a axat pe candidatura la primăria municipiului. Eu n-am spus că n-a ajuns. La mine chiar a ajuns, da, în comună. Nu mă pot plânge că n-a ajuns. Dar n-a ajuns din inițiativa dumneavoastră. A ajuns din conjunctura care a fost. Că a venit și altcineva. Și de-aia a venit. Așa nu venea nici la mine, bineînțeles. Deci noi, înainte de campanie, nu am făcut niciun fel de ședință. Decât ăștia, mesaje pe grup și atât. Era normal să ne vedem și noi la ședință, să mai discutăm un alt, cum fac celelalte formațiuni politice. La noi am vorbit să ne întâlnim, să facem ședințe, una e când discuți stat în față, una e când discuți pe mesaj. Ionel Iapriescu susține că nu a putut ajunge în toate localitățile din județe, deoarece timpul nu i-a permis. Am o organizație cu care nu am avut niciodată o comunicare extraordinar de bună și continuă pe această direcție. Acum, eu sunt sigură că echipa totuși va merge pe direcția de construcție, nu pe deconstrucție, așa cum v-am spus că își dorește PSD-ul și PNL-ul. Reproșurile pe undeva, eu știu, pot fi legate de faptul că în perioada de campanie, efectiv în perioada de campanie, eu nu am reușit să ajung în organizațiile locale pentru că am fost candidat la Târgu Jiu. Am pornit cu această candidatură pe ultima 100 de metri și a trebuit să ne concentrăm toate eforturile pe Târgu Jiu. Și ne bucurăm de scorul obținut pentru
în Consiliul Local Târgu Jiu. Adrian Zorlescu dezminte spusele candidaților și susține că fiecare candidat a fost susținut și din neatenție poate s-a omis vreun nume. Nu, candidații toți au fost susținuți atât de conducere cât și de mine în teren. Singura nemulțumire a acestora, să zicem, a fost că nu li s-a mulțumit personal la anumite persoane. Dar în rest nu au fost reproșuri, nu au fost scandal și au fost susținuți atât de, v-am zis, de mine ca și candidat la președinția Consiliului Județean, dar cât și de întreaga conducere a Orgorj. Deci nu va afecta cu nimic organizația? Nu. Și chiar din punctul meu de vedere, nu cred că au fost un scandal mai mult umflat, să zicem, din punctul ăsta de vedere, pentru că, v-am zis, aceștia, poate dintr-o neatenție, unii dintre aceștia au fost omiși, iar fiecare cu orgoliul lui și-a spus ofurile. Adrian Zorlescu a fost numit printr-o dispoziție semnată de către secretarul general al AUR în poziția de coordonator al campaniei pentru alegerile prezidențiale din acest an. Da, am primit o decizie a doua zi după această ședință că voi coordona campania pentru prezidențiale în județul Gorj și deja de luni o să începem activitate în mai multe, adică în câte o localitate, încercând să, în această perioadă să le trabatem pe toate cele 70 și să consolidăm echipele unde este nevoie, să creăm echipe unde nu avem și să facem o campanie reușită la prezidențiale. Primarii își doresc de la Adrian Zorlescu mai multă atenție. Am înțeles, am observat că și domnul Adrian Zorlescu acum este coordonatorul campaniei prezidențiale. Da, așa am înțeles, dar l-am mică dumneavoastră. Vi se pare mai potrivit? Dacă colaborează cu noi, da. Deci noi înainte de campanie nu am făcut niciun fel de ședință, decât ăștia mesaje pe grup și atât. Adrian Zorlescu a candidat la alegerile din 9 iunie pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj.